Hristos a înviat și bună seara! Am spus că o să vă arăt a doilea tratament ce o să primesc de la farmacie. Primul tratament a fost acesta. Poate nu toată lumea știe despre ce e vorba. Mă, cutia i-a aruncat. Cutia m-a aruncat, fără să-mi dau seama. Și au fost 10 flacoane din astea. Și acum am acesta. Deci numai ieri am început în el, deci nu știu încă ce rezultat are. Încă nu știu. Așa arată. De aici se taie, se rupe, se taie și se bea conținutul ăsta de aici. Acum, ăsta e prea devreme să vă spun cum mă simt. După ăsta m-am simțit foarte bine, să știți. Deci ăsta era pentru imunitate. Ăsta nu știu încă cum îi. Deci eu am folosit până acum a doua flacon din ăsta. Și nu știu ce să vă spun. Dacă vreți, încercați, dacă nu... Deci, nu știu să vă spun aproape nimica de el, că e numai a doua flacon din ăsta care am luat. Sau să încep să spun despre ce e vorba, poate că nu știe toată lumea ce spun eu aici acum. Deci, eu am avut corona în octombrie și cam toată iarna am fost cu imunitatea la pământ. Și mie și acum. Și toată iarna eram răcită. O lună, să zic eu, m-am refăcut, cealaltă lună iar m-am răcit. Într-adevăr că fetița noastră, nepoțica mea, merge la grădiniță. Și de acolo, de la grădiniță, vinea gata răcită de la copii și atunci automat luam și eu și băiatul meu. Suntem foarte sensibili acum de când am avut corona. Și m-am întâlnit cu șefa de la farmacie, o doamnă minunată, care a spus că și ea s-a simțit la fel și și ea a avut corona și soțul ei și băiatul ei. Și tot la fel nu a putut să-și revină. Până nu a început să iei tratamentul ăsta, deci a luat ăsta prima dată, și ea și soțul și băiatul. Și a doilea au luat ăsta. Acum eu pot să spun că după ăsta m-am simțit bine. Deci când am început să iau ăsta, mai încă îmi curgea nasul, încă tușeam. Și acum de vreo săptămână și nu mai am nimic. Deci nu mai îmi curge nasul, nu mai tușesc așa, mă simt mai bine. Acum cu ăsta, cum spun, e prea devreme, fiindcă am luat numai a doua fiolă. Și nu știu încă cum m-o fi cu el. Având în vedere că eu și diabetică, într-adevăr are dulcitor. Și ăsta au fost la fel așa, dar ăsta am putut să le iau. Ăsta acum să vedem. Da. Atât am avut de spus. Vă doresc numai bine. Vă doresc o noapte minunată. La revedere, pace!